Haideți, bună seara. Pentru început, doresc să le transmit câteva cuvinte românilor care ne privesc. Sunt conștient că așteptările tuturor de la Guvernul României sunt mari. Sunt aici împreună cu colegii mei să garantez că la Guvernul României vor urma niște luni grele de muncă, efort, tensiune, dar și soluții în fața unor provocări complicate. La asta ne obligă programul de guvernare asumat astăzi în fața Parlamentului și în fața românilor. Avem însă un plan bine articulat, avem o viziune pentru națiune, este un program cu obiective ce trebuie realizate rapid. De aceea este esențial să muncim în echipă. Și vreau să fiu foarte clar încă de la început. Acesta este Guvernul României, nu al Partidului Social Democrat, nu al Partidului Național Liberal. Suntem cu toții colegi. Nu avem altă șansă decât să ne ajutăm unii pe alții. Pentru că vom împărți atât reușitele, dar mai ales eventualele eșecuri. Urgența maximă este schema de reducere a adaosurilor comerciale la un număr de produse alimentare de bază, pe întreg lanțul până la raft. Efectul aplicării acestei măsuri este scăderea prețurilor la câteva alimente vitale în orice gospodărie. Vreau să discutăm despre această schemă cu marile lanțuri de magazine, cu producătorii, cât și cu distribuitorii. Trebuie să convenim un efort comun, astfel încât românii să simtă un ajutor semnificativ pentru bugetul familiei. Este un gest obligatoriu față de toți oamenii care au suportat efectele unei inflații înalte în ultimul an. Acum este important să ducem inflația la o singură cifră, cât putem de repede. Dar la fel de important este să avem în magazine mai multă mâncare produsă în România. În paralel, aș dori să pregătim lansarea rapidă a unor proiecte, din punctul meu de vedere, esențiale. Sprijinirea procesării de alimente, schema de susținere a industriei materialelor de construcții și introducerea energiei verzi în fermele agricole. Pare că nu avem foarte mult timp de ezitări. Este momentul ca oamenii să vadă că venim imediat cu soluții eficiente și că le executăm, cum se spune, ca la carte. Doar așa economia și populația vor simți cu adevărat o schimbare clară și rezultate concrete. Mulțumesc mult presei. Voi coborâ după ședința de guvern la un briefing alături de alți colegi de-ai mei de guvern.